Pe 15 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, IPJ Suceava, au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară, 7 în județul Suceava și 3 în Bihor, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, aflat sub supravegherea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. În perioada martie-octombrie 2021, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Suceava ar fi evidențiat în repetate rânduri în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, înregistrând achiziții fictive de la 3 societăți comerciale, 2 din județul Suceava și una din județul Bihor, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale și prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului, cu suma de 471.029 de lei, reprezentând TVA. Achizițiile domiciliare au urmărit identificarea și ridicarea de bunuri, înscrisuri, valori și sisteme informatice sau destocarea datelor utilizate sau rezultate în urma săvârșirii infracțiunilor. În vederea coroborării probelor și mijloacelor de probă și întăririi probatoriului în cauză, perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, dar și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Suceava. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul IPJ Suceava, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, în vederea identificării tuturor făptuitorilor și a stabilirii întregii stări de fapt din jurul activității infracționale, precum și în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.